Salariile primarilor vor crește de la 1 ianuarie. Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat că edilii vor avea o majorare în 2014. Decizia este binevenită, spun primarii care s-au plâns în nenumărat rânduri de faptul că nu se pot descurca cu salariul de la primărie. Tocmai pentru a nu mai fi tentați să primească foloase necuvenite, acest proiect este văzut cu ochi buni și de autoritățile județene. Toată lumea se plânge de faptul că aleșii locali au venituri altele decât cele pe statul de plată, sugerându-se diferite surse mai puțin ortodoxe. S-a considerat că un om, un ordonator de credite care semnează pe miliarde diferite investiții și diferite bugete, diferite capitole din buget, trebuie să aibă un salariu care să reteze, să spunem, acea tentație care s-ar putea transforma în primirea de folose necuvenite. Și Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, consideră că edilii ar fi trebuit să beneficieze de sporul de vechime. La ora actuală au o indemnizație. Nu pricep de ce să nu aibă spor de vechime. De ce nu pricep să nu aibă și alte sporuri ca și ceilalți funcționari care lucrează în aparat? Sunt multe cazuri când funcționarii din cadrul aparatului depășesc salariul primarului. Primarii așteaptă această majorare și spun că la volumul de muncă pe care îl au ar trebui să primească salarii mai mari. Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu, afirmă că s-a făcut o mare dreptate, mai ales că aleșii locali lucrează 24 de ore din 24. Face o mare dreptate pentru că primarii sunt până la urmă salariați care prin funcțiile pe care le ocupă muncesc 24 din 24 și de-a lungul anilor s-a făcut o mare nedreptate cu toți primarii și viceprimarii în sensul că ei nu au beneficiat de sporul de vechime. Cu un salariu de 1.900 de lei nu se descurcă și spune că această majorare trebuia făcută mai demult. Este vorba despre primarul de la Negomir, Ion Gruescu, care afirmă că secretarul primăriei câștigă mai mult decât un edil. Vă descurcați cu salariul de primar? Doar cu salariul? Destul de greu, dar n-am înțeles aluzia. Destul de greu, e un salariu de 19 milioane, atât primesc eu o mână de gradul 2. Salariile primarilor cred că sunt o problemă importantă și eu vreau ca salariile primarilor să fie mărite. În opinia mea, în ultimii câțiva ani de zile se perpetuează o ipocrizie, că primarul nu are nevoie de salariu, că fură. A declarat vicepremierul Liviu Dragnea.